Și pentru că astăzi este ultima zi a lunii, ducă-se luna asta și să vină o nouă lună, cele rele să se spele, cele bune să mă sune. Așa a spus domnul Remus. Pe ideea asta merg, da? Ana, astăzi... Dar stai puțin că vreau să te întreb, unde este acum? Tot la Băile Herculane? Bineînțeles, facem pachetări și tratamente, încă este în recovering. Ana, te rog, oferă-ne horoscopul zilei de astăzi. Ia zi, Ana! Bună dimineața! Berbec! O răscolire sufletească odată cu revederea unor poze sau cu primirea unui mesaj din partea cuiva din trecutul vostru. Trăiți la superlativ începutul unei relații sentimentale, reușiți să îl convingeți pe omul de lângă voi că sentimentele voastre pentru el nu s-au stins, ba dimpotrivă. Taur, vă pregătiți poate de un nou început în viața voastră. Să vă întemeiați o familie, să vă mutați, să locuiți împreună cu omul visurilor voastre. Poate că ajungeți în posesia unui obiect ce constituie o moștenire de familie și momentul este plin de încărcătură emoțională pentru voi. Gemeni, ar putea să vă intre abia astăzi în cont suma pe care o așteptați de ieri, ori să se repare cine știe ce eroare de natură financiară. Vă hotărâți poate să vă luați un telefon mai performant, să vă schimbați laptopul sau chiar mașina. Rac, rămâne ecoul unor discuții recente și vă pregătiți să răspundeți unei oferte, să luați o decizie. Se întrevede o mică realizare financiară. Achiziționați lucruri de valoare sau de firmă la un preț neașteptat de convenabil, vi se achită o restanță sau încasați un avans pentru o prestație. Leu, la orele dimineții, idei ce merită urmărite și valorificate, sclipiri de memorie ce vă ajută să faceți conexiuni utile și să lămuriți întâmplări din trecut. O surpriză plăcută după amiază, o revedere emoționantă, un telefon urmat, poate și de o invitație la un spectacol, un restaurant. Fecioară, posibil să găsiți acum o rezolvare unei situații care ieri vi se părea fără ieșire sau poate că inspirația vine prin intermediul unui prieten, coleg. Melancolie, gândul la vremuri frumoase, vă pregătiți mental să o luați de la capăt cu o activitate solicitantă, cu un proiect ambițios. Balanță, o zi destul de aglomerată ce vă poate aduce și o surpriză plăcută. Un răspuns oficial, un act care vă permite demararea unei activități sau a unei afaceri, ori semnifică o promovare, rezultatul unui concurs, interviu. Posibil să apară o recompensă bănească, un bonus, un stimulent. Scorpion, o șansă pentru voi. Vi se acordă încredere, vi se face o favoare, beneficiați de simpatia unei persoane cu influență sau cu funcție de conducere. O schimbare importantă în sfera profesională ar putea fi un imbold pentru voi să vă așezați la casa voastră, să vă întemeiați o familie. Săcetător, rezolvări ce țin de sfera financiară. Vi se acordă creditul solicitat, găsiți sponsor pentru un proiect de suflet, se remurește o încurcătură și poate că veți avea de primit niște bani. V-ați putea trezi cu o surpriză din partea omului iubit, bilete, rezervare, un sfârșit de săptămână romantic. Capricorn, pare să fie deranj mare în sfera finanțelor, iar eventuale cheltuieli nesăbuite anterioare se întorc împotriva voastră acum. O propunere de afacere ar trebui discutată și evaluată din toate punctele de vedere și în special sub aspect financiar pe termen mai lung. Vărsător, sosesc ajutoarele pe care le-ați solicitat, vă încadrați la mustață într-un termen de predare, iar calitatea produsului este, ca de obicei, ridicată. Sunt aspecte excelente pentru o cină de afaceri sau pentru o mică reuniune cu colaboratori, clienți, parteneri. Pești. Este o perioadă grozavă pentru cei care își propun să facă progrese în plan personal, să-și șlefuiască abilități și talente și să ajungă la un nivel superior. Descoperiri și relevații obținute prin eforturile proprii și, ca urmare, încredere în sine crescută, o bună stare sufletească. Cam atât. Ne auzim și mâine. Mulțumim, Ana! Mulțumim tare mult, Ana! Dacă nu ați reușit să o ascultați, intrați repejor pe www.spainews.ro. Acolo veți regăsi întreg horoscopul zilei. De ce trebuie să vă feriți? Acolo puteți citi. Apropo de